de emoții și cu lacrimi în ochi, mii de liceeni din Arad și-au luat rămas bun de la școală, acolo unde și-au petrecut ultimii ani. Este cea mai importantă zi din viața mea, am niște emoții, nu există cuvinte să spun, este ziua în care absolvim cei 12 ani de școală, ziua în care ne maturizăm și ziua în care uităm copilăria, sau cel puțin așa ai normal, și este o zi foarte tristă. Momentele petrecute în clasă, la ultima oră de dirigenție cu domnul diriginte, ultima strigare a catalogului mi-a trezit într-adevăr emoțiile adevărate. Mă bucur foarte mult că am absolvit, mă bucur foarte mult că încep o nouă etapă în viață și în principal mă bucur că am fost elev la liceul pedagogic. Astfel, elevii au fost strigați astăzi pentru ultima dată la catalog în ora de dirigenție. Alături de ei au fost profesorii care i-au călăuzit în ultimii 4 ani. Astăzi o nouă generație de absolvență și a zborul. Ca de obicei, va fi o festivitate impresionantă pentru ei și pentru noi de altfel. Și suntem convinși că și ei, ca și toți ceilalți dinainte lor, vor face cinste școlii. Emoții au fost și pentru părinți. Emoții foarte mari. Ce simțiți acum în ziua în care termină practic? Păi, ce să simt? Emoții, o bucurie, pentru că am trecut cu bine peste atâția ani de școală. Fiica mea este absolventă din clasa 1, a urmat pedagogicul. Sunt mândră de ea. Absolvenții de liceu se îndreaptă acum cu pași repezi spre examenul maturității care va începe la mijlocul lunii iunie.